Mini-vacanța de Rusalii se termină astăzi pentru cei care nu lucrează la stat, așa că drumurile care vin spre București sunt arhipline. Bineînțeles, printre ele și Autostrada Soarelui, acolo unde traficul este chiar și la această oră extrem de aglomerat. Și ne spune exact cum se circulă colegul meu, Răzvan Zamfir, realizator al emisiunii Bună România, care de altfel se află și el în tradiționala coloană. Bună seara, Răzvan! Bună seara! Te rog să ne spui unde ați rămas blocați, ce se întâmplă acolo, de ce se circulă atât de greu? Păi se circulă atât de greu pentru că fie Sorin Grindeanu are un simț al umorului extrem de straniu, fie pregătise o bombiță pentru mandatul succesorului său, având în vedere că în urmă cu o săptămână ar fi trebuit să se petreacă rotația cadrelor noului FSN. Și probabil s-a gândit că pleacă de la Ministerul Transporturilor și lasă în urma lui o bombă cu efect întârziat pentru viitorul deținător al portofoliului. Altă explicație pentru imbecilitatea de a lucra la pasajul Fetești în perioada unei mini-vacanțe, cum înțeleg că e numită această perioadă a sărbătorilor rusalilor, nu există altă explicație. Deci când firma aia, MRS, sau cum se numește firma aia care se Maristar, așa, care construiește și repară autostrada, când a luat contractul pentru pasajul de la Cernavodă, pentru podul de la Cernavodă, anunțul a fost foarte clar. Nu lucrăm în perioada festivală, încercăm să evităm zilele extrem de aglomerate, săptămânile extrem de aglomerate și ne descurcăm în restul anului. Acum n-au mai avut aceeași atitudine. Motiv pentru care mașinile sunt blocate pe vreo 30 de kilometri cel puțin și în restul autostrăzii ce a mai rămas din ea, se merge. Se merge foarte încet, sigur că da, dar se merge. Te poți rostogoli, te târăști pe autostradă și aluneci spre București, de exemplu. Bun, te-aș întreba cam care este cu aproximație media de viteză cu care circulați acolo, pentru că din ceea ce descrii pare a fi mai degrabă o mare parcare decât o autostradă. Păi nu există o medie de viteză poate pentru întreaga autostradă. Dar pentru parcelele de 30 de kilometri adunate așa estimativ, pur și simplu mașina se scurge la vale. Nu se poate vorbi de viteză, nu există viteză. Nu știu cu 2 km la oră, ca să fac așa o aproximare. Deci dacă explică Sorin Grindeanu, acest ministru spectaculos, cum a aprobat lucrări în această perioadă a anului, cum a zis el, e bine, lucrați acolo. Deci dacă el poate veni cu o explicație pertinentă pentru așa ceva, atunci e suficient de inteligent încât să rămână ministrul transportului și în guvernul viitor și în toate celelalte. Dar având în vedere că nu poate să producă niciun fel de răspuns rațional, să spună constructorii, să spună firma aia, care înțeleg că e la mare prietenie cu mulți lideri politici, inclusiv de la celelalte partide. Să spună, domne, ne-am gândit să lucrăm în această mini-vacanță pentru că ne imaginam că românii își doresc să petreacă o parte din weekend la mare sau unde, doamne iartă, o se duc ei și cealaltă, cum promitea Șova, pe șantier. Deci petreacă precum promiteau miniștrii transportului, domne, mă mut pe șantier. S-au mutat cetățenii pe șantier. Pe lângă poliția despre care vorbeam, dar nu știu dacă s-a auzit, că da, așa, din aripioare în stânga și în dreapta, de parcă ar încerca să schimbe aerul din zonă, nu a înțeleg utilitatea câtorva polițiști puși în 2-2 metri care îți fac semn să circuli. Păi am înțeles că de-aia am intrat pe autostradă, nu mă gândeam că e un loc bun să fac pop-up. Și bineînțeles, șoferul român care înțelege că graba lui de a ajunge acasă e un pretext suficient de bun pentru a folosi banda de urgență, după care vrea să reintre în coloană. Deci avem așa un cumul de factori. Guvern, executanți, cetățeni, sub orice critică. Bun, aproximativ 70.000 de turiști ar fi fost pe litoral. Cel puțin acestea sunt estimările celor din turism și atunci zice mă gândesc Corina că... Corina Martin, ea zice, dar nu, noi avem responsabilitatea maturității de a nu o asculta. Nu știu câți oameni am fost, că nu i-am numărat, indiferent și dacă întreaga Românie s-ar fi asta mutat. Asta voiam să precizez, că este clar că aceste lucrări nu erau oportune în acest moment pentru că e prima mini-vacanță la începutul verii și vedem ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, trebuie să precizăm că poate mai câștigați puțin timp la acel pod de la Fetești în contextul în care nu se mai plătește acea taxă? Păi, nu știu dacă lăsa taxa în continuare. Nu știu, probabil ar fi fost dată în judecată Grindeanu, că adică e o limită a bunului simț care nici măcar nu trebuie înscrisă în legi.
Păi taxă pentru ce? Oricum e o prostie ideea de taxă de pot. Și îmi sunt surprins că absolut nimeni n-a deschis subiectul ăsta atunci când Grindeanu se lăuda că a suspendat taxa de pot. De ce să plătești taxă de pot? Iar argumentul, da, am fost în străinătate și am văzut că se plătește taxă de pot în multe locuri. Se plătește taxă de pot acolo unde podul e realizat în parteneriat public-privat și nu face parte din corpul autostrăzii. Deci n-a fost realizat cu banii contribuabilului și plătește o taxă de folosință astfel încât constructorul să-și recupereze investiția și ulterior să facă profit. Mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru... taxă de pot când e din banii cetățenilor făcut acel pot. Da. Mulțumesc tare mult pentru aceste precizări. Așadar, tradițional la coadă, chiar și pe Autostrada Soarelui, care se presupune că fiind autostradă ar trebui să fie mai liberă și iată că nu se întâmplă acest lucru. Vedem așadar că Jens Stoltenberg nu a reușit